Angajații Spitalului Municipal de Urgență din Roman riscă să nu mai beneficieze de tichete de vacanță în acest an. Efortul financiar pentru acordarea tichetelor în valoare de 1450 de lei pentru fiecare salariat al unității sanitare ar fi de aproximativ 1,3 milioane de lei. Suntem în negocieri în data de miercuri 25 iulie. Va avea loc o întâlnire și cu domnul primar, cu sindicatele și atunci vom spune exact cu tichetele ce putem face, le acordăm sau nu. Acordarea tichetelor de vacanță pentru angajații spitalului a fost prevăzută în bugetul acestui an, iar în cazul în care în final se va decide împotriva acestei măsuri, se va face o rectificare bugetară.